And I'm still waiting, I'm still waiting, I'm still waiting for us to go back to the old days when we got along. And you should try, and you should try to fight a link. 'Cause I'm still waiting for, I'm waiting for, I'm waiting, we're waiting for. Bună seara, prieteni! Suntem în backstage la Live pe Plajă, o nouă ediție de care ne bucurăm anul acesta. Sigur, mai depărtați așa unul de celălalt, dar o ediție absolut specială pe care mă bucur că o trăiesc. În seara asta, alături de noi, pe scenă și aici, Alexia, bună seara! Bună seara, bună seara! Cum a fost recitalul tău? A fost superb, deci lumea e un vibe super bun, eu am avut un vibe super bun, instrumentiște la fel, deci a fost super tare! Și totul e pe vibe? Da, toată lumea. Vreau să spun la mulți ani pentru că astăzi este ziua ta și ai împlinit 14 ani. Mulțumesc, da, e adevărat. Multe fecioare prin jurul meu. Auzi, acum e la 14 ani să urci cu astfel de scenă? Îți dai seama, e foarte frumos, mai ales când vezi lumea că te apreciază, că poți asculta muzica, e o chestie... E un vis îndeplinit, împlinit, pe scurt. Când ai apucat de muzică? La 7 ani. Și ai luat-o pas cu pas? Știu că ai ajuns inclusiv să fii îndrumată la școala Loredanei. Deci am luat-o încet, deci a fost vina lui mama. Vina lui mama e că am fost la școala Loredanei, pentru că mă auzeam cum cântam la radio, cântam la radio. Era o piesă la radio, eu o știam, alta o știam. Și am așa am ajuns, ne-am luat prin concerte și am zis că asta e pentru mine. Asta vreau să fac. Sau cum ai reacționat în perioada asta când toate spectacolele s-au oprit, absolut totul a fost închis din punctul ăsta de vedere, cumva ți-a amânat ție lansarea? Mai sincer, nu mi-a rămâna lansarea. Am lucrat foarte bine în pandemie. Am lucrat chiar mai bine pentru că am fost mai lejer. Nu știu, opinia mea. A fost așa, te-a luat puțin pe sus, cu repetiții, cu așa. De exemplu, și Europa FM ne-am pregătit foarte mult. Și e 90% muncă și 10% talent. Zi-mi dacă ai pregătit pentru seara asta un show special pentru publicul Europa FM sau e unul din show-urile pe care le pregătești și le arăți în general? Este un show special. Este pentru prima oară când cânt pe o scenă atât de mare și atât de importantă și eu zic că ai și foarte bine. E o presiune în plus pentru tine? Poftim? E o presiune în plus pentru tine faptul că ești pe scena asta? Mă, nu. Îmi place ceea ce fac. Deci nu ar trebui să existe. Zi-mi care e direcția în care vrei să te dezvolți, care e stilul pe care vrei să-l abordezi în continuare și ce ai de gând să faci într-o lume în care totul se schimbă de la o zi la alta. Eu vreau să rămân pe stilul meu, adică eu cânt pop dance și simt că asta mă reprezintă cel mai tare și o să continui pe drumul acesta, indiferent de ce zice lumea. Păi și dacă se schimbă, nu știu, trendul? Eu nu sunt după trenduri. Tu vrei să faci trendul. Exact. Este, cum să zic, o chestie foarte importantă să încerci să inspire alte persoane, cum au inspirat și pe mine alte persoane. Păi și ce ai să faci dacă la un moment dat nu o să mai prindă și o să-ți fie foarte greu? Eu vorbesc ipotetic, știi, pentru un artist de vârsta ta care ar trebui cumva să se alinieze la generația lui. Eu încerc să mă aliniez cât de mult posibil, totuși copiii de vârsta mea mi se pare că nu prea ascultă muzica pe care o fac eu, dar că e ok, lumea se adaptează și dacă ești bine și dacă cânti frumos, nu contează ce artist ești. Mie, eu care nu ascult rock, când mi-a plăcut Nirvana și când am auzit-o din prima, aia a fost gata, rock direct. Mie nu mi-a plăcut Nirvana de la început, să știi. Mie mi-a plăcut. Eu cânt și la chitară electrică, probabil de-aia. A, cânt și la chitară, ești și instrumentistă? Păi și de ce nu face parte din show-ul tău? Măi, de-abia am început, am un an de lecții, pe bune. Și da, pe viitor, cu siguranță o să-mi aduc chitara pe scenă. Am multe piese pe care le știu la chitară. Alexia, îți mulțumim tare mult. A fost o seară absolut excepțională. Publicul a fost super încântat. Eu sper ca în anii viitori să-ți dezvolți repertoriul și să vii cu și mai multă viață pe scena Europa FM Live pe Plajă. Mulțumesc frumos! Multă baftă! Mulțumesc frumos! Și la mulți ani! You got yourself an invitation measure.